Se es zapato. Ok, ați avut adunarea generală la judecătorie? Da, am avut adunarea generală la judecătorie și s-a decis, în esență, să vă spun, un comunicat detaliat cum oferi puțin mai târziu. În esență? În esență, în mare, în majoritate, s-a decis suspendarea activității, începând cu ziua de mâine până vineri. Asta înseamnă? Asta înseamnă, suspendarea activității înseamnă că nu se vor soluționa decât cauzele urgente. Activitatea de ședință de judecată. În rest, nu se pot soluționa cauza. Aveți hotărârea? Nu, este doar, încă nu avem hotărârea, va fi redactată. De asemenea, s-a stabilit un protest data vineri, data de 1-3-2019, ora 12, timp de 30 de minute. În ce dată? Vineri. Da, acum vineri. 1-3, de 1 martie. Și de asemenea, un protest, cei care doresc să participe acum la protest pot... Acesta e un protest spontan, nu era planificat. Acesta este un protest spontan, n-a fost planificat, doar cel de vineri este... Dar cum de ați ieșit acum? Am aflat și am venit. Așa a fost. Dar cum se v-ați decis? Ne-am decis pentru că aflasem că și procurorii vor să protesteze astăzi și am luat hotărârea să vin și eu, să susțin. Nu sunt semne de schimbare, de ceva, nu, la București? Nu. Doar a fost acea invitație pe care membrii asociațiilor au refuzat-o din motivele pe care le-au prezentat. De asemenea, s-a adoptat o solicitare adresată Parlamentului de desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție, cu precizările, cu detalii pe care le vom prezenta și motivele pe care le vom prezenta în comunicat. Thank you.
părere aveți? Ce părere aveți? Dreptul lor. Nu știu ce, probabil au dreptate. Ați ieșit și astăzi așa, spontan? Nu am ieșit spontan. Toate aceste informații le regăsiți prin comunicatul de presă pe care l-am publicat în 22 ianuarie. Dar cum să ieșit ce? Motivele și modalitatea de protest sunt explicate la respectivul comunicat. Nu aveți vești de rezolvare a problemei? Momentan. Se știa de întrebări activității, nu și de protest.